Da, păi puteam să dau un pic cu ticlazău pe el, dar ce să facem, așa-i când ratez startul de dimineață. Nu știu cum se vede la voi culoarea, dar e o culoare neutră, gri. Gri petrol, gri șovolan, nu știu ce-i, pentru că acum, fiind campania pe final, când se încing spiritele, e bine să porți culori de astea mai neutre. Dacă porți roșu, ciuma roșie. Dacă porți galben, ciuma galbenă. Dacă porți verde, dacă porți portocaliu cu albastru, dacă porți, ce să purtăm? O frunză ca Adam, o frunză ca Eva, nu știu, că tot timpul când e campanie trebuie să fii de-a cuiva. Nu poți să fii neutru, nu poți să fii numai cu gândurile tale. Bună dimineața, este joi, da? Este joi și mai avem un pic și gata și campania asta electorală. Cum ați simțit-o? Cum ați perceput-o? Mai atipică. Lumea s-a ferit de întâlniri cu candidații. Candidații ar fi venit spre noi, dar au venit mai mult pe online. Cam subțire și cu plasele, nu? În unele sate, în unele comune mai mici au mai mers cu câte o plasă de ulei, cu ulei, cu zahăr, cu... În rest au mers mai mari țării, mai mari partidelor să promită marea cu sarea și rahat cu apă, da? O să vedem. De fapt, mie îmi pare rău că mai că se termină campania, că și-au terminat și promisiunile. Aș fi dorit să mai țină încă 2 săptămâni. Păi la cât au mințit în campania asta și la cât au promis, au mers peste tot în țară. Dacă ei declarațiile lor făcute în fiecare regiune a țării, în fiecare județ, dacă le iei de bune declarațiile, în vreo 4-5 ani ar trebui să avem țara plină de autostrăzi. Adică n-ai mai putea să mergi cu mașina pe un drum, că ai dat în autostradă. N-ai avea voie să fii bolnav. Atâtea spitale s-ar construi. N-am mai avea niciun analfabet în țară, nici funcțional, nici nefuncțional, la câte școli s-ar face. Deci ar fi foarte bine. Unde mai pui că și nivelul de trai ar crește substanțial. Vedeți, ăsta e un vis tot timpul. Asta, campania asta, e un vis, e un coșmar. Pe când te trezești, îți dai seama că leu s-a depreciat grozav în raport cu euro. Avem cel mai mic euro. Numai să vă uitați și în buzunar. Să vă uitați, avem cel mai mic leu în raport cu euro. Nici nu ne mai găsim lei, așa de timizi. Deși leu ar trebui să fie ca la Metro Goldwyn Mayer. Când scos din portmoneu, să rupă tot, da? E mic și în raport cu leu, cu lira, cu dolarul, cu euro, cu lira, cu tot. Avem un leu micuț, micuț de tot. Nu, nu. În fine, o merge la vot. Că și președintele Iohannis ne-a îndemnat să mergem duminică la vot. A zis că nu e mai periculos să mergi la vot, nu e mai periculos decât mersul la cumpărături. Pe președintele. Adică nu e periculos să mergi la cumpărături cu nevasta, nu e periculos să mergi la cumpărături cu nevasta, mai ales dacă i-ai dat și cardul tău. Nu e periculos, vai de mine, că te-ai băgat în gura leului, că leu e foarte mic în raport cu euro, cum vă ziceam. Chiar că n-are, se vede că nu merge la shopping domnul Klaus Iohannis. Sau dacă merge la shopping, merge cu sepepiștii și el stă în mașină. Și el stă în mașină. Da, și doamna Carmen Iohannis are salar bun, că e și dirigintă la liceu din Sibiu. Îi mai dă și el cardul lui de președinte cu dita mai salarul neconsumat pe vacanțe și atunci chiar că e o plăcere să mergi la cumpărături. Nu-i niciun pericol, ai de mine mai... Nu-i periculos să mergi pe vârful omului în baschet. Nu-i periculos să te duci în cartierele cu clanuri la 12 noaptea. Nu-i periculos. Cel mai periculos, domnule Iohannis, știu că vă uitați, dacă nu vă uitați dumneavoastră aici pe canalul ăsta, se uită câteva mii care vă pot spune. Domnule Iohannis, e foarte periculos să mergi la cumpărături. Cum faceți treaba asta? Cum ne anunțați? Haideți la vot, că nu e mai periculos decât mersul la cumpărături. Păi te-ai dus la cumpărături cu soția și ai dat tura în 2 moluri, într-un weekend, într-o zi dintr-un weekend, te-o lăsat falit pentru restul lunii. Cum zicea aia? Kaufland și săptămâna e bună. E normal că e bună, dar nu mai ai bani pentru o lună. Ce naiv, săracul Klaus Iohannis. Păi dacă mai ai și copii, dar el n-are, așa că se poate refugia în 6 case dacă vine doamna Iohannis cu prea multe cumpărături. Da.
Femeile știu ce să facă atunci când au prins bănuțul, iau, nu iau aiurea, nu cumpăr aiurea, numai ce ne trebuie. Dar pe poșeta asta e spărcolă cu ștrasuri, ne trebuie. Nu, dacă ne trebuie, oricum femeile, repet, știu ce să facă, oriunde se duc și oricând. De aceea NASA plănuiește ca în 2024 să trimită pe lună o femeie. Americanii nu se lasă. Că-i Trump, că-i cine o fi la putere, ei au planul lor spațial. Trimit din 69, nu din poziția 69 pe urmări, din anul 1969 au cam lăsat-o mai mare cu Luna. S-au orientat spre alte planete, spre China, spre și așa mai departe. Și acum americanii, iată că după 50 și aproape 55 de ani vor să trimită o femeie pe lună. Normal că înainte au fost numai bărbați pe lună, Armstrong cu Aldrin, cu Buzz, cu așa. Au lăsat o mizerie, s-a uitat o doamnă pe telescop. O doamnă astronaut s-a uitat pe telescop și a zis, zice, vai de mine, ce mizerie ați făcut aici, ce piscoșag. Zice, trebuie să merg cu mopul. Și trimit o doamnă serioasă cu detergenți, cu ce trebuie să facă curățenie pe lună. Că de aia nici luna nu-i mai lună. De-aia nici luna nu-i mai lună, pentru că au fost bărbați, eu, doze de bere, s-au uitat la meci, s-au uitat, au era după gagicile marțiene de acolo de pe lună, au făcut, dar merg acum, merge doamna astronaut, eu mi-e spui de astronaut, planetile iole, și o să facă pe lună curățenie, lună și o să facă frumos coș de semințe. Noi nu o să avem ce să roadem în toamna asta. Pentru că din cauza secetei suntem la pământ cu producția de floarea soarelui. Vă dați seama? Două chestii negative de aici. Pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie nu se mai dă ulei la pungi ca mită electorală, că nu mai avem. Și noi om da din buze, că nu mai avea sămânță. Om da numai din buze. Nu mai avem ce sămânță să spargem. Nici sămânță de floarea soarelui nu mai avem. Dar facem mișcare. Mișcarea este izvor de sănătate, mișcarea este râu de beneficii pentru trupul nostru. Mișcarea îți aduce un bilet de ratuc dacă ești în Cluj-Napoca, hashtag orașul de 5 stele. La o stație, într-o stație de autobuz, acolo unde trebuia să mergi să ții de la ghișeu bilet de la doamna, sau mai nou să ții cu cardul virtual sau nu știu cum, s-a pus un aparat, un roboțel. Și tu faci 20 de genuflexiuni, dacă le-ai făcut corect, că e cu cameră video, că unii mai trișează și dacă ai făcut corect 20 de genuflexiuni, îți dă un bilet. Un bilet pentru o călătorie maxim 2. Ce frumos, da? Deci ai făcut corect genuflexiunile, primești un bilet. Dacă faci 20 de flotări, primești abonament pentru o lună. Vedeți cum se îmbină inutilul cu neplăcutul. Dacă faci 20 de abdomene, te pun șofer. Nu știu dacă ești în stare să conduci autobuzele și n-ai nicio problemă. Ei, dar dacă faci 20 de tracțiuni, dacă faci, te pun direct boxer. Controlor. Înseamnă că îi tragi pe ăștia la răspundere și n-ai nicio problemă, da? E frumos în Cluj. În București, ca să faci mișcare și nu primești nici bilet, împingi autobuzele alea turcești ca să meargă. Tot un fel de... M-am întrebat și eu dacă totuși faci 20 de genuflexiuni și îți dau un bilet. Și fără niciun apropo. Dacă mergi vreo 20 de minute în mersul piticului, ce se întâmplă? Ajunge deal? Nu știu, mă gândesc. Habar n-am. Da, e o chestie bună. Și așa, șansele de gimnastică mai greu ajungem, că n-avem timp, că e scump abonamentul. Așa că te duci într-o stație de autobuz, numai să nu se râdă pensionarii de tine, care au abonament gratuit. Când te văd acolo că faci genoflexiuni, să zic că dintre papornițele pline cu gogoșari și ardei capia. Ce faci? Faci flotări? Dar vezi că a plecat doamna de sub tine, deja le faci și nu ți-e rușine. Aici, în spațiul domeniului public, poliția locală, acționați. Domnul e om pervers. Dar voi sunteți oameni cum să cade, că a stat, iată, 10 minute cu mine și în această superbă zi de joi,
Cofi dimineață, cofi seară, depinde când vedeți acest video. Să-l folosiți cu plăcere în scopuri de râs. Ne vedem și mâine să punem țara la cale chiar înaintea alegerilor de primar de pe 27 septembrie. Mulțumesc de urmărire, o zi frumoasă!